săptămâna aceasta, echipa Asfalt de Moldova și-a făcut drum și cărare până la Negureni-Telenești, satul natal al celui care este considerat întruchiparea pozitivismului. Actorul și stilistul Jurnal TV, Emilian Crețu. Oamenii din sat îl întrebau pe taie că, dar ce mai face Mișa tău? Deci mie în sat îmi zic Mișa. Și taică mi-a zis, păi învață, dar de ce învață Mișa? Și taică mi-a spunea că Mișa învață de Gheorghe Urschi. Pentru că oamenii nu prea știau ce face un actor. În acest weekend, tânărul se va înghesui în prima sa bancă școlară și va intra în mintea copiilor. Tot am scris, am scris, am scris, degete le-au obosit, noi puțin ne-am odihni și-o începe. Azi, stilistul de la Jurnal TV critică aspro ținutele vedetelor, dar în adolescență și el a fost în căutarea unui look la fel de rebel ca și firei. Dimineața ieșeam din casă într-o pereche de pantaloni normali și ajungeam după casă, imediat mă schimbam într-o bilimele și apropo ei aveau aici niște buzunări foarte mari și aici îmi puneam cărțile și mă duceam la școală. Actoria presupune în primul rând o personalitate puternică, ce rămâne neschimbată după ce intră în pielea a sute de personaje și care reușește să transmită publicului un mesaj profund, uneori chiar și fără cuvinte. Și mai frumos este însă în cazul celor care încă de mici știu că locul lor este pe scena mare și nimeni sau nimic nu-i poate împiedica să ajungă acolo. Din acest punct de vedere, actorul Emilian Crețu poate fi considerat un norocos, pentru că puțini oameni au curajul să creadă în realizarea propriilor vise. Emilian Crețu s-a născut la data de 5 ianuarie 1987 în familia Anastasie și a lui Ion Crețu din Negureni. Tânărul este al doilea din cei 4 copii, având un frate mai mare și 2 surori mai mici. După absolvirea școlii din sat, între anii 2005 și 2009, Emilian își face studiile la Academie de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău, la clasa profesorului Anatol Durbală. Din 2009 și până în prezent este angajat în calitate de actor la Teatrul Eugen Ionesco din Capitală, iar din 2010 ocupă încă 2 funcții, cea de stilist la Jurnal TV și de profesor de machiaj artistic la Academia pe care a absolvit-o. Emilian Crețu este un actor excentric care nu crede în dragoste, motiv pentru care este încă celibatar. Spre deosebire de alți actori, Emilian Crețu a știut dintotdeauna că o ieșire pe scena teatrală nu înseamnă să te prefaci într-un personaj, ci să-ți asumi rolul acelui avar, ipohondru sau îndrăgostit și să-l duci până la inimile spectatorilor. Mulți ar spune că e prea tânăr pentru a împărtăși din experiența sa de viață. Noi însă venim să demonstrăm contrariul, deoarece o vorbă înțeaptă spune: alerg după tinerețe, în ea stă adevărul. Și cu toate că pare un visător și nonconformist, afirmăm cu certitudine că este unul dintre oamenii care își planifică viața până la cele mai mici detalii. Când am să mor și voi sta mort în blestematul ăla de Coșciu, vor veni țiganii! Și mă atenta. Iar eu am să sar din el și am să dansez. Eu îmi imaginam teatru altfel și credeam că ceea ce fac eu înseamnă teatru și bineînțeles că credeam permanent să mă costumez, să fiu cât mai interesant și cât mai, așa, cât mai deosebit și bineînțeles că apelam la garderoba mamei, îi luam toate rochiile, îi luam pantofii și mă îmbrăcam, ieșeam în fundul grădinei unde era un copac, mă urcam pe copacul respectiv și toată ziua cântam, nu știu ce naiba mai făceam, dar lumea vedea că ăsta e artist, nu face nimic, îi dăm pași și să lucrez în palata Domnului. Făceam emisiuni de la 5 la 10, într-o remorcă de tractor, puneam diferite covoare și făceam scenă, toți copiii din mahala se adunau. Se bucurau chiar, într-adevăr, se bucurau că mie las prezint ceva. Prezentam câte ceva și lumea se uita gură cască și râdea și mie îmi părea că, oi, cât e de bine asta. Pe urmă, fază cea mai tare și îmi pare rău și acum, pentru că mămica când era mai tânără, asta nu înseamnă că este bătrân acum, avea părul foarte lung
Și avea o costiță foarte și foarte mare și normal că eu nu știam de unde pot la țară să fac rost de o perucă, dar eu permanent trebuie să fac perucă, să am ceva, să-mi pun batiste în cap. Și am luat părul, am luat o bucată de stof și am cusut părul ăla respectiv și mi-am făcut un fel de peruc și aveam și eu o perucă. Mi-au spus că trebuie să ducă la școală. Eu i-am spus lui nanașul meu, fratele soțului, că ea ca Emilian vrea să ducă să învețe ca de așa la școală. Și nanașul și cu nanașa spune că ei, dar nu e de plătit, nu e plătit, acolo ar trebui să aleagă alt profesie, că nu e interesant, aia asta. Și eu i-am spus lui Emilian și Emilian spune așa, mămică, lasă spună nana Petrică, lasă spună nana Nina ce spune și spui și mă ta tot ce-i vrei să spui. Eu am spus că mă duc la școala de actorie, eu acolo mă duc. Să-și mâneau! Și gineau! Da, doamne! Să ne păstrezi ca ochii din cap! Lumea asta nu-i nimic mai scump ca el! Și dacă vine cineva? Aici o te găsesc cu șechiuță! Vine! Avea energie cât pentru trei actori, libertate în mișcare și prea multă îndrăzneală. Anume cu asta l-a năucit, dar și cucerit pe profesorul Anatol Durbală. Zis și făcut. În anul 2005, Mișa Hulpe, așa cum îi spune tot satul, a venit în capitală pentru a susține examenul de admitere la Facultatea de Actorie din cadrul Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Eu sunt o persoană foarte ambițioasă și îndemn pe toată lumea, de fapt. Dacă cineva are un vis, va trebui să lupte pentru el, va trebui să facă tot posibilul ca să devină realitate, pentru că recunosc, mi-a fost foarte greu, pentru că au fost foarte multe probleme. Probleme financiare atunci când eram student, pentru că familia nu își putea permite să... Normal că eram la buget, pentru că eram talentat și am fost luat cu mâinile deschise de către Anatol Durbală și mulțumesc foarte mult. Rata ta! Bun, poți să-l abri? Bun, acum am câinit lup. Ho! 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 Când l-am văzut eu prima dată, era un tip atât de pitoresc, atât de rupt, aveam impresia că ești tocmai scos din nu știu, din faptul frământat lut pe undeva, spunem, pot. Deci un băiat de la țară, atât de plin de energie, parcă era un cocostârc, slab, nant, așa, acum este așa, dar... Deci mie, eu când mă uitam la el, îmi venea foarte greu să mă concentrez, pentru că aveam impresia că el a umplut toată odaia aia, așa, în baș, brațele și tot, hlizât, căscap, bine, în sensul bun. Și atunci când am făcut cu el câteva, deci acum l-am ascultat fabula, ce a mai zis el acolo și am mai dat câteva sarcini, am înțeles că este un băiat plin de temperament, am înțeles că are potențial de a fi dezvoltat și mi-amintesc foarte clar un moment, și el îl pomenește de multe ori, că l-am întrebat dacă mai și cântă, ca să știu dacă are auzit muzica. Da, zic, cântă ceva. Și el a început... nu știu, un cântic popular, nu știu ce, la, și cam nu prea nimerea el în note, dar atât, știți, sărea pur și simplu energie din el, că eu când am văzut, i-am zis, tu te la dracu, am zis fraza asta în sensul că, băi, nu mai, n-avem ce mai discuta aici, că te iau deodată. Au trecut 6 ani de la absolvirea facultății, iar astăzi, alături de discipolul și mentorul său, Anatol Durbală, muncesc umăr la umăr la Jurnal TV, dar și la Academie de Arte, Emilian fiind acolo profesor de machiaj artistic. Trecerea anelor însă nu a șters din sufletul tânărului respectul și recunoștința pentru profesorul care a reușit cu greu să direcționeze energia nesecată a rebelului său elev în direcția cuvenită. Emilian este unul din studenții, dacă nu chiar, care mi-a răsturnat cel mai tare așteptările, pentru că la facultate cu tot temperamentul ăsta, talentul, dacă vreți, toată energia asta pe care el o posedă, ea e bună, dar era, cum să zic eu, nestabilită, el este ca un furtun spart în toate părțile și era foarte greu să-l adun. Și mai avea și negureniu ăsta, cum îl avem toți, și eu sunt băiat de la țară, așa uns pe colea, care era foarte greu de cuțit, tu trebuie să-l ras de pe el. Și atunci când am mai venit și cu nunțele astea, zic, Emilian, una din două, ori așa, ori așa. Deci eu, sincer să vă spun, aveam impresia că Emilian o să se limiteze la o... adică nu o să-l pot rupe în sensul de a... lucru care nu s-a întâmplat. Era un băiețandru cu planuri mari, dar cu buzunarele goale.
Viața și oportunitățile pe care le-a descoperit în Chișinău l-au făcut să înțeleagă că nu mai poate și nici nu mai vrea să stea pe umerii părinților, care mai aveau de îngrijit acasă încă 3 copii. La anul 3 fiind, normal că eu trebuia cumva să și exist, pentru că părinții nu-și permiteau să mă ajute financiar și mai făceam tama date la anunț, cum fac practic toți actorii. Eu am început chiar din anii de studenție și domnul Anatol l-a aflat și nu ne permitea să lucrăm pentru că trebuia să fim cu gândul doar la ore. Și țin minte că la o lecție am zis că eu trebuie să plec și am să plec și am să devin și actor. Și el s-a supărat foarte tare pe mine. Au trecut ani, am absolvit facultatea și chiar acum, câțiva ani în urmă, domnul Anatol spunea că Emilian, tu ești unul din puținii studenți cu care eu mă mândresc și am să zic deschis că eu te-am învățat la orele de actorie. Din 2009, de actor la teatrul Eugen Ionescu din Capitală. Iar dintre zecile de roluri pe care le-a interpretat pe scena acestui teatru, cu un fior aparte, dar și mândrie, își amintește de spectacolul care a făcut publicul de la noi să înțeleagă că s-a mai ales cu un actor talentat. Este vorba de piesa în două roluri Veghe, realizată de Vyacheslav Sambriș, în care joacă alături de carismatica Irena Boclincă. Emilian e un om, e un coleg ok, dacă lui e bine se vede, dacă lui este rău tot se vede. Au fost și repetiții, cum să zic așa, mai încordate, pentru că el prima dată a avut un rol mare, principal, și avea emoții. Plus că doar el săracu avea text și totul era în capul lui, chiar dacă eu pe urmă m-am încadrat, dar oricum și el avea repetiții când săracul vedea că nu-i reușește și se ducea cam chinuit acasă, dar până la urmă totul a fost ok și spectacolul se joacă în continuare. E foarte colorat, e un anotimp. E un sezon întreg, știi? Și vară și cald, și primăvară și iarnă. După luni de planificări în căutarea unei zile libere în orarul lui Emilian, în sfârșit găsim timp să ajungem în satul Negureni, raionul Telemești. De când a devenit șofer, Emilian vine acasă de cel puțin o dată pe săptămână, ceea ce nu se întâmpla în anii de studenție. Iar schimbarea a venit odată cu trecerea anilor, când a înțeles că nu are un loc mai drag pe pământ decât acesta. Recunosc, atunci când eram mic, nu vedeam nicio parte pozitivă din acest sat, din oamenii care trăiesc aici, dar cu trecerea anilor mă leagă foarte multe amintiri frumoase, amintiri din copilărie și de aia mereu când vin acasă vin cu mare și mare drag. Dacă ați observat, școala mea se vede foarte bine chiar de aici, de pe deal. Întotdeauna când vin cu cineva străin, mă laud cu cea mai frumoasă școală din raionul Telenești, o școală imensă, 4 etaje sus și 1 jos, unde mi-am petrecut anii de școală, unde am făcut multe, dar foarte multe șotii, unde am învățat, unde primeam și 2, bineînțeles, pentru că, ca și orice copil, am avut și note negative. Nici noi nu am fost scutiți de așa numita tradiție a actorului de a trece mai întâi pe la școala natală, astăzi Liceul Teoretic din Negureni. Instituția cu 4 etaje și unul la subsol era cândva arhiplină. Astăzi însă, din cauza numărului mult mai mic de elevi, 2 dintre acestea sunt închise. Chiar și așa, holurile instituției găzduiesc zilnic 10 de elevi curioși și foarte talentați. Lucru de care ne dăm seama admirând mini-expoziția de lucrări ale micilor studioși. Prima zi de școală a protagonistului nostru are miros de mere coapte, iar cheia care i-a deschis poarta cunoștințelor a fost chiar prima sa învățătoare. Anume, Elenei Botnaru îi sunt aduse în dar florile recunoștinței. Da. Bună ziua! Bună ziua! Cine a noi? Cine a sosit? Vă cunoașteți? De unde cunoașteți? De la televizor! O cunoaște însă nu doar de pe băncile școlii.
Pe lângă faptul că l-a învățat să scrie și să citească, Elena Botnaru îi este și nașă de botez. A fost cel mai bun elev în clasă, dar nu la învățătură, ci la capitolul creativitate și ingeniozitate. Era străduitor, motiv pentru care prima învățătoare a știut mereu să-i ofere susținere, inclusiv atunci când nu-i reușea ceva. Această mult stimată doamnă mi-a fost și mie profesoară acum 20 de ani în urmă. 20 de ani în urmă și am venit să-i aduc un buchet mare de flori și să-i mulțumesc foarte mult pentru că 4 ani ați fost a doua mamă, m-ați învățat să scriu, deși țin minte că v-ați străduit foarte mult să mă învățați să scriu cu mâna dreaptă. Eu sunt stângaci. Eu era stângaci. Și eu eram stângaci. Aici. Sunt sau nu? Nu. Pentru dumneavoastră, mulțumesc mult. Mulțumesc mult. Îți doresc succese în carieră, în ceea ce faci. Mersi mult. Multă sănătate și multe realizări frumoase. Mersi. Deci drumul vieții îl duci cu cap sus. Bunul gust și pasiunea pentru frumusețea exterioară erau doar câteva dintre lucrurile pe care le avea în comun cu fetele din clasă. La orele de educație tehnologică, băiatul își uimea profesoara prin lucrări realizate cu multă pricepere și creativitate, unele chiar mai frumoase decât ale domnișoarelor. Fetele își aduceau de croșetat și el de croșetat, chiar dacă băieții aveau ceva. Făceam căciulițe mici, dar nu, s-au pierdut probabil. Doamna Elena întotdeauna ne învăța să facem diferite lucruri utile pe care o să avem pe parcurs nevoie. Și un pic l-am uitat, bineînțeles. Avem noi un exercițiu atunci când eram mici, când mâinile oboseau, ceva de genul ăsta. Așa. Ne amintim? Da. Ne amintim? Ciclu, Emilian, împreună, așa? Tot am scris, am scris, am scris. Degetele au obosit. Noi puțin ne-am odihnit și am început. Am uitat versul. Este al doilea din cei 4 copii ai familiei, dar cel mai responsabil dintre ei. Avea grijă de frații mai mici, dar nici de lucrul prin grădină la care trebuia să-și ajute părinții, nu se eschiva niciodată. Chiar dacă era atenționat că e puțin distrat, mama îi făcea observație. În afară de asta, sora lui, mai mică, Marina, da? A fost tot eleva mea, promoția voastră, peste o promoție, da? Peste o promoție, Marina a fost eleva mea, iarăși. Ce vreau să spun că Mișa o petrecea la școală, o aducea, îi împletea niște cosițe, strâns venea. De atunci, eu cred că la dânsul era insuflat că va fi stilist, că îi făcea coafura, o pregătea, venea pregătită. Cine s-a făcut? Mișa. La școală nu avea obiecte preferate, dar totuși se străduia să nu-și facă părinții de rușine. În timpul unei asemenea încercări, la ora de educație tehnologică a fost cât pe ce să provoace un incendiu. Sigur că, la orele de educație tehnologică a dirigintelui său Pavel Sclifos, la care trecuse deja după clasa a 4-a, nu își putea pune în practică toată creativitatea. Însă, indulgentul profesor s-a resemnat cu ideea că băiatului cu plete lungi nu îi trezeau niciun interes temele despre conductoarele electrice sau fiziunea nucleară. Dumnealui a fost tatăl de la școală care permanent ne lustruia, trebuie să faci asta, asta și asta. Și vreau să zic că aici am foarte multe amintiri frumoase, chiar dacă mie nu prea îmi plăcea să stau aici mult, pentru că nu prea îmi plăcea să învăț acest motor de tractor. De prelucrarea lemnului mai puțin era pasionat, un interes mai mare îl avea față de circuitele electrice, de lecțiile de electromontaj și mi-am adus aminte de un caz când am montat un circuit electric din două becuri și o sursă, da, de curent și el întreabă: domnul Pavel, cum? E corect la mine circuitul? Eu spun, dacă introducem priză, ce ai făcut? Explodează școala. Te rog, descompune tot înapoi și după recreație o să facem acest circuit să fie
Corect. Nu a avut răbdare să iasă la recreație, se duce la priză și introduce în priză. Peste câteva clipe eu m-am întors, fiindcă îl știu ce personalitate ce oameni este, sunt. Așa, și în atelier fum. În atelier fum. Îl caut noi. Era efervescent, energic din calea afară, dar și vesel. Iată de ce un asemenea elev nu poate fi dat uitării prea ușor, chiar și după 10 de ani de la absolvire, spun profesorii, care îi urmăresc activitatea și pe rețelele sociale. Fiica mea, Marina, este încântată de capacitățile actorice ăștia lui Emilian. Mulțumesc! Și de fiecare dată îmi spune, mamă, dar cum, mă, dar nu știi de fiecare dată pe Facebook tot îmi trimite toate clipurile în care ești filmată și mi le trimite și mie, și numai decât îmi spune, mamă, să nu uiți, spui acolo like pentru dânsă. Bun, Marinica, mama face, păi lângă faptul numai că mă sfătuiești fiica, dar, într-adevăr, Am descoperit că ai un talent deosebit de a te reîncarna în diferite personaje și mi-a adus și aminte de Arcadie Raichin, care în niște episoade mici, dar putea să aducă în fața spectatorului, așa parcă pe niște glume, prin niște farsă, dar un conținut bogat atunci când îl cauți. Și asta vreau să spun, că ești bravo, îți doresc în continuare să fii bravo. Ce mi-a plăcut dintotdeauna, că mereu erai înconjurat de colegii de clasă, fetele roiau ca albinele și tot timpul veneai cu ceva nou, adică erai ingenios. Nu am așa o amintire rea despre tine. Ai fost ca un soare care emana numai energie pozitivă. Astăzi, toți negurenii au lăsat deoparte munca prin grădină sau prin case, fiind cu ochii pe Jurnal TV. Asta pentru că vor putea să-și amintească de artistul satului Mișa Hulpe, care umplea sala casei de cultură la orice eveniment și îi făcea să râdă până la lacrimi. Știau că atunci când se va urca Mișa Hulpe pe scenă, atunci lumea o să aibă bună dispoziție și chiar așa și a fost. În afară de asta mai făceam diferite concerte și în fața casei de cultură pentru că erau mai mulți oameni și nu încăpeam. Țin minte, am făcut odată telebingo unde erau cadouri, am vorbit la primărie, am primit câțiva saci de grâu, o mașină de... Nu mai țin minte ce, adică era din astea pentru casă. Și acolo am prezentat. Normal că eu de obicei trebuia să mă îmbrac în femeie să prezint ceva pentru că trebuia să fiu un personaj. Și încercam de la colegele mele să iau câte o rochie ceva. Apropo, am făcut Ploaie de Stele, unde eram Natalia Oreiro sau Talia, nu mai țin minte ce, dar țin minte că am luat locul întâi. A schimbat această scenă pe cea a teatrului Eugen Ionesco. Însă speră să revină aici cel puțin o dată, deja cu spectacole bine regizate, cu roluri cunoscute, demonstrând publicului din Negureni un joc actoricesc profesionist. Dintr-un tânăr energic și pus pe glume, acasă Emil se transformă într-un simplu băiat de la sat sau, de ce nu, un gospodar în toată legea. Și gospodarilor, noroc! Noroc! Eu de 2 ani de zile sunt în construcții, gard, nu știu ce e casă. E ca s-a pus la balcon să așteaptă. Bună ziua! Deci o să încep mai întâi cu mămica. Salut! Deci ea este mămica Anastasia sau Nastea, dar eu de obicei când vin acasă zic noroc Miss Negureni, pentru mine este Miss Negureni. Așa, continuăm cu sormea Marina, de care spunea doamna Elena, că și ea a învățat-o, e fost și ei profesoară, și comoara mie. Asta este minunța. Apropo, lucrările care le-am văzut noi acolo la școală erau lucrările ei. Curtea casei este plină cu flori, iar acesta nu este decât meritul lui, chiar și atunci când vine în Chișinău. Le amintește mereu celor două surori să îngrijească de plante atât timp cât el lipsește. De mulți ani stă în capitală, dar pentru confortul surorilor și al mamei, Emilian a decis să transforme vechea casă părintească în locuința sa de vis. Fiecare familie din Negureni are un astfel de cuptor sau lijancă. Uite că noi am copilărit aici, chiar dacă avem casa mare, unde sunt 3 camere, unde noi... Tot timpul am copilărit aici, aici am dormit, toți
patru copii, și mămica și tăticu, toți am încăput aici. Și pentru mine, chiar când eram mic, eu permanent nu aveam spațiu și încercam să înțeleg de ce oamenii fac case și toată viața locuiesc în cuhne sau clădăucă sau ceva de genul ăsta. Nu înțelegeam. Deseori mă întreabă cineva, Emilian, pentru ce faci reparații și atâția bani aduci în casa de la țară? De fapt, eu această casă o fac așa cum am vrut eu să fie ea când eram copil. Pentru că dacă eu n-am avut parte de niște condiții mai bune, acum am să încerc să fac condițiile mai bune pentru mama mea, pentru familia mea, pentru copiii mei poate, de ce nu? Stilistul ne-a prevenit că are o familie deosebită. Însă noi, abia mai târziu, am înțeles de ce. Puțin dintre noi se pot lăuda cu doi frați mai mari și ambii pe nume Ion. Chiar dacă pare o glumă, cu toții știm că viața are uneori un umor aparte. Pe lângă surorile mele două pe care le am și fratele Ion, care este plecat acum peste hotare, îl salut. Vreau să vă zic că mai am un frate, tot Ion îl cheamă. El este fratele despre care merge vorba. Acum 15 ani în urmă, mămica împreună cu tăticul ne-a spus că, uite, tăticul mai are un băiat cu o altă femeie de care noi nu știam nimeni. El a fost curajosul și într-o zi a sunat și a zis că eu vin să fac cunoștință cu tatăl meu. Și pentru noi, pentru mine personal, era așa ușor din zona fantasticului. Cum eu mai am un frate și eu n-am știut despre asta? Dar vreau să zic de ce am insistat să zic despre el, pentru că el este exact copia lui tăticul. Cum este el acum, așa era tăticul meu, Dumnezeu să-l odihnească în pace. Exact. Mișcare, ochi, zâmbet, tot. În afară de voce. De fapt, am doi frați, Ion. Numele deosebit pe care îl poartă vine din latină și înseamnă a năzui, a excela, ceea ce și face tânărul de când se știe. Datorită puterii sale lăuntrice, Emil izbutește să fie peste tot și oriunde își dorește. Mama Anastasia nu planifica să-l numească așa, însă soarta a vrut ca băiatul să poarte numele bunicului care a dus-o pe Anastasia Crețu la maternitatea din satul vecin într-o iarnă geroasă. De-am apăreu durerile și tata socrul merge cu căruța mai înfecișoară. Amândaie tata socrul spune că să mă apuci de mână, că era iarnă și omăt și nu scadă din căruță. Și l-am apucat pe tata așa de mână și mergem. Când îmi veneau durerile mai puternice, dar eu îl pișcam pe tata socrul meu, dar el mai tare în cal, băteșe, hai mă repijor, hai mă repijor. Și de atunci probabil și mi-a pus numele de Emiliană. Da. Chiar mama soacra spune că Nastia, dacă a să fie băiet, să-i pui numele numai decât Emilian, că ea ca socrul tău te-a dus la rodom și ai băiet și trebuie să-i pui numele numai decât Emilian. Emilușcă, noi spunem. Și acest milușc s-a transformat ușor-ușor în Mișa. Tatăl tânărului a fost șofer de profesie și a muncit o perioadă în Cernobâl. Iar după 29 de ani de la revenirea acasă, a plecat dintre noi. În timp ce mama a primit mult mai loial deciziile fiului, atunci când i-a spus tatei despre profesia pe care vrea să o îmbrățișeze, el a fost categoric împotrivă. Eram student 4 ani, după care vecinii sau oamenii din sat îl întrebau pe taică-mi, dar ce mai face Mișa tău? Și taică-mi spunea că Mișa învață de Gheorghe Urschi, pentru că oamenii nu prea știau ce face un actor. Și pentru mulți eram, eu învăț de Gheorghe Urschi și uite că am făcut 4 ani de Gheorghe Urschi, după care lucrez în teatru. Mama a văzut multe dintre spectacolele sale. Chirița în provincie, Veche și altele, însă niciunul nu i-a trezit emoții la fel de mari ca piesa în care a jucat fiind încă student. Mai ales că în clipa când l-a văzut pe scena Academiei, mama abia deși-a recunoscut fiul. Nu mi-a spus nimic așa să prezinte pe scenă. Eu m-am așezat și au trecut toți elevii care și cum și eu scenetă au avut. Pe urmă a apărut Emiliană, tot nu era mascat. Eram în machiaj, eram în costum. Da, și numai când a ferit perdica de acolo, eu am văzut că numai pe mâini, că ea e cu de aici de lungi și eu zic, hai să-i băiatul meu. Eu atunci am avut o mare bucurie în suflet, numai o mamă poate să spună și sunt și ei și-au simțit eu atunci când am văzut pe scenă. Sora Maria este în continuare una dintre aliatele lui la șotii și năzbâtii. Fiind mai mare decât ea, în copilărie, Emilian nu putea suporta clipele când aceasta se ținea scai de el. Iar atunci se nășteau cele mai nebunatice peripeții de care își amintesc râzând și azi.
Surorile sunt însă pentru Emil o sursă sigură de inspirație. Mai ales că poate discuta cu ele despre orice și le poate învăța câte ceva. Eu eram codița lui, ea putem spune, mea unde îți duce, eu trebuie să fiu prezentă după dânsul. Dacă nu mă ducem după dânsul în momentul de față, 5 minute dura și eu de-am eram după dânsul. El ce să-mi facă ca să nu mă duc din urma lui. Dar la noi aici eram, am avut o cocnie de vară, mamica face cu să mâncare, țin minte, într-un geamonet de orez. Și era pe jumătate și el așa a văzut să se uita în prejur de două ori, a luat cea unul, mi-a lupus în capul foarte de două ori și a fugit. Dar eu, cum așa să rămân pe deficit, să nu-i fac nimic, țin minte, aveai perechi de blugi, trubă, largi. Și m-am dus și i-am tăiat, știți, jos așa, i-am tăiat tot pianinul, cu cea unul. Eu trebuia să am grijă de soră mea, ca să o adorm la amiază, am plecat în cuhne. Am adormit-o și am adormit și eu. Și nu știu ce am făcut, ce s-a întâmplat, că Ninuța a dispărut. Nu era, nici nu plângea, dar ea a căzut de pat jos, pe partea de unde e peretele și a nimerit sub pat. Și eu zic, unde? De ce n-a plâns? Cine a luat-o? Și caut pe afară când mă uit, era sub pat, dormea mai departe liniștită. Ninuța este mândria mea, de ce zic asta? Pentru că ea învață foarte bine, învață doar pe 19-10. Cred eu că va deveni și ea o fashionistă înrăită, pentru că știe foarte bine să asorteze hainele. Deseori mă sună și îmi zice, uite, vreau să fac ceva din blugii ăștia, mă gândesc să fac așa și așa. Și eu bineînțeles că zic da, indiferent chiar dacă nu e bine sau e bine, pentru că îi dau voie ca să se dezvolte și permanent se stilizează pe ea și pe mămica deseori. El e la mine totul, adică orice, și la școală întreb, chiar și despre lecții, întreb, de exemplu, o temă, am avut la limba română un capitol despre teatru. L-am întrebat pe el despre teatru, despre un spectacol, el mi-a spus că a văzut acest spectacol și mi-a spus că caracterizarea personajului... În lipsa lui sau a fratelui mai mare Ion, gospodar în curtea casei, rămâne bunicul Anton. Emilian nu ascunde că anume de la el a învățat să facă multe lucruri pe lângă casă și tot de la el a furat din trăsături și felul de a fi. Bătrânul vede și aude rău, însă, cât e ziua de lungă, gospodărește de aici colo prin curte. Timpul petrecut cu bunicul Anton este de neprețuit, spune colegul nostru, mai ales că sănătatea șubredă nu l-a făcut să-și piardă niciun gram de umor. Omul trebuie să lucreze până moare. Păi... Să-i găsească moartea să zic. Să-i lucrează, omul dacă te lucrează mai bine. Are gust de mâncare, are gust de băutură, are gust de ce cerea. Bunele, dar tu când erai tânăr, ce ai lucrat? Când erai tânăr, profesia ta, ce ai lucrat? Și am lucrat? Am lucrat la vie. A, ai lucrat la vie, da? Da, am fost la vie, am avut la părinții ei 2 hectare de vie. Bunele, dar câți copii ai avut? Eu? În total, da, în total, câți copii? 16. Deci bunelul meu a făcut 16 copii. 16 copii am avut. Am avut 8 fete și 6 băieți. Sunt 14, dar mai are 2, cred că... Bunele, dar eu ce profesie am? Da? Eu ce profesie am? Profesie? A mea. Păi la redacție eu știu. Abții la redacție? Ce fac eu la redacție? Și așa? La redacție ce fac eu? La redacție este de învățat, te trimite un evrai. Trimite și America, trimite, v-am învățat acolo, la redacție oamenii sunt învățați, nu sunt oameni proști. Noul l-a atras mereu, așa că unui copil ca Mișa Crețu nu-i trebuia prea multă imaginație pentru a-și găsi o ocupație curioasă chiar și pe câmpia de păscut vacile. Uite aici, în fiecare seară, după o zi grea de muncă, veneam după vacă, pentru că noi când eram mici, mama cu asta ne hrănea cu mult lapte și veneam în fiecare seară aici și aduceam vaca acasă. Aici, dacă alți colegi de-ai mei se jucau fotbal, nu departe, eu nu departe în partea aceasta, mă jucam în râzâncă cu fietele, seriam, știi, în minte și o numărătoare, Buratino, Ciampolino, Papa, Carlo, Imalvi, și trebuie cu picioare să stai și zici, no! Și eu, pentru că eram înalt, niciodată nu atingeam și permanent câștigam. Tot aici am făcut și primele probe de chirurg, prindeam șobolani și cu lama,
îi tăiam și încercam să studiez ce are un animal înăuntru. Inocența și naivitatea fac din copilărie o lume fericită, înconjurată de bine și apărată de puritate. Ciudat este faptul că din această perioadă nu avem decât amintiri plăcute, iar cele care atunci ne păreau întâmplări nefericite, acum sunt doar amuzante. Când erau zilele când trebuia să merg cu vaca la păscut, le uram acele zile, pentru că eu nu puteam să înțeleg, pentru că eram de mic o persoană foarte activă și nu puteam să-mi imaginez ce pot să fac eu o zi întreagă cu o vacă pe deal. Trebuia să stai și să aștepți ca ea să pască și să duce acasă. Pentru mine asta era moartea, nu înțelegeam. Alți copii, de fapt, le plăcea pentru că ei scapau de lucru în grădină, nu mă făceau nimic, doar stăteau cu vaca. Eu nu, eu mai bine trebuia să mă duc undeva să lucrez decât să stau să pască vaca pe marginea drumului. Localitatea Negureni este despărțită de satul vecin Chițcani prin râul Răut, pe malurile căruia s-au născut cele mai tari aventuri ale extravagantului actor Emilian Crețu. Nu știm cât de mult se bucură alții de memorii, Emil însă se transformă din nou în copil atunci când își amintește de prima experiență la Scăldat. Fratele meu știa primul să noate chiar de la grădiniță și într-o zi, aveam vreo 5-6 ani, zic, hai mă, învață-mă și mine să not. Și ne-am urcat pe podul ăsta vechi care stă aici nu departe și a zis că e ok, te învăț. Și m-a chemat pe podișor frumușel, eu având încredere în el, am venit pe pod și mi-a făcut o bleandă și am căzut în apă și a zis că vrei să noți în noată. Și normal că eu, pe unde mă necam, pe unde încercam să... Am înotat până la vale, bineînțeles că și apa m-a luat și de atunci mi-a dispărut frica de apă și de atunci știu să not mulțumită lui fratele meu. 3, 2, 1 și... Stilistul care apreciază lucrul vedetelor autohtone își alege propriile ținute pe sprânceană. În anii adolescenței însă a șocat întreg sat cu o pereche de ginși cel puțin ciudați. Un fard bun, un ruj de calitate, mult fond de ten și o coafeză pricepută. Cu doar câteva ingrediente, orice femeie poate deveni de nerecunoscut, iar orice vedetă, renumită. Emilian nu este prea dur atunci când dă note vedetelor ce-și caută stilul. Era asta pentru că își amintește foarte bine de perioada în care, fiind și el în căutarea noțiunii de frumos, și-ar fi dorit un sfat bun la acest capitol. Mi-am cumpărat pantaloni trubă, blugi, largi de sus până jos. Îți dai seama, pantaloni din ăștia, la sat, în Negureni. Și toți la școală și cu pantaloni ăștia, și nu știu și jumăleu. Taică-mă cum mi-a văzut. Sincer să fiu, am mâncat o mamă de bătaie cu pantalonii ăia în cap, mamă, mi-a plângea, dă-i măi, pași copchilul să îmbrașe și-i place. Și nu, tatăl, categoric să mă îmbrac în ei, dimineața ieșeam din casă într-o pereche de pantaloni normali și ajungeam după casă, imediat mă schimbam în trubile mele și apropo, ei aveau aici niște buzunări foarte mari și așa îmi puneam cărțile și mă duceam la școală. Actor, stilist, profesor de machiaj artistic, dar și un începător în ale designului de interior, Emilian Crețu a venit la Jurnal TV pentru a se face prezentator. În această postură, personajul nostru însă nu a zăbovit decât o lună. Venirea mea la Jurnal TV a fost ca o gură de aer, pentru că îmi doream foarte mult un al doilea job, pentru că nu mai aveam venituri atât de bune ca să-mi pot permite să am o bucată de pâine, nu numai. Și din start am fost invitat în calitate de prezentator, aveam o emisiune pilot, incursiune în istorie, am fost angajat, am lucrat o lună și jumătate sau două, nu mai țin minte exact, după care producătorul acestei emisiuni a dispărut ușor și emisiunea s-a închis. În timpul respectiv eram bun prieten cu fosta directoare de la Fashion și mi-a zis că au nevoie de stiliști. Și eu am zis, opa, cred că e binevenit să-mi pun și eu ale mele 5 copii. Și am zis că eu cred că am să mă descurc dacă mă luați. Și ea mi-a zis, ok, trebuie să faci niște cursuri de machiaj profesionist. Am făcut cursurile respective, am venit la Jurnal TV, am fost primit din start. Acum suntem ca o mare familie. Iar Emilian a reușit să-și facă la Jurnal TV nu doar prieteni, dar și rude. De exact 5 ani muncim împreună
Diminețile eu nici nu pot să mi le imaginez cu alt bărbat. Culmea asta sună, dar e adevărat. Vin de acasă, somnoroasă, chinuită. Și noi de dimineață împreună ne energizăm, ca să spunem așa. Primul lucru care îl facem, ce ai făcut aseară, ieri? Sau ce ai făcut în weekend, dacă când ne întâlnim luni? Și prin glume, prin ce am visat, ce am mai făcut, chiar trăim. Noi trăim, știm practic tot ce s-a întâmplat în viața celuilalt și pentru că suntem prieteni și avem multe în comun, am decis că eu vreau să mi-l iau de cu mătru, pentru că este un om talentat, pentru că este un om care gândește diferit și eu vreau ca fiica mea să aibă în jurul ei oameni de la care să aibă ce învăța. Și eu vreau de la Emilian să învețe să o facă frumoasă pe maică, să își fie ea. În schimb, astăzi este unul dintre magicienii jurnalului, responsabil de imaginea impecabilă a prezentatorilor și reporterilor postului nostru de televiziune. Primele machiaje însă au fost niște încercări stângace pe care băiatul le-a realizat pe propria față. Toate concertele de prin sat, la școală, le făceam eu și trebuia să mă machiez. Din start, deci primul meu machiaj, bineînțeles că a fost cu acuarelă, n-a fost cu produse cosmetice, pentru că maica mea e o femeie care la viața ei s-a machiat foarte puțin. După care, bineînțeles că colegele mele de clasă le machiam, sora mea Maria o machiam, dar nu pot să zic că erau niște machiaje super mega. Marele meu profesor în ale machiajului și coafiurelor, bineînțeles că este YouTube-ul și mulțumesc foarte, foarte mult pentru tot, pentru că pentru mine este foarte simplu. Eu este important să văd câteva secunde ce se întâmplă și care este tehnica și după care nu am probleme. Spre deosebire de alți băieți de vârsta lui, la 6 ani, decât să bată mingea prin curte, Emil prefera să se joace în părul mamei, să împletească cosițe surorii mijlocii Maria sau să pună părul vecinelor pe moațe. Experiențe care până la urmă i-au prins bine viitorului stilist. Mai am și o colegă care era Viorica, deseori îi puneam și încălceam părul, nu-mi reușea că îi puneam părul pe moațe și când dădeam să le scot avea un cap horror, dar pentru noi atunci era foarte și foarte frumos. Nu a făcut cursuri de coafor. Emilian este autodidact. Însă, pentru că știe să prindă totul din zbor, stilistul se lasă dus de inspirație, iar în final, prezentatoarele ies din cabina de machiaj cu zâmbetul pe buze, fiind sigure că arată de nota 10. Sora mea, care îi mulțumesc foarte mult, ea a fost primul meu model împreună cu mămica, pentru că eu primele cosițe le făceam pe capurile lor atunci când o duceam pe sora mea la grădiniță și în fiecare zi trebuia să-i schimb cosițele, pentru că ea nu se ducea a doua zi cu cosițele care a fost în ziua respectivă și eu mai întâi era lehamite să împletez, să-i fac diferite cocurele pe aici, nu mai țin minte. Și oameni buni! De câte ori v-am zis, măi, că suntem o țară plină de proști. Un alt hobby al stilistului și actorului este realizarea filmulețelor cu genericul Da, sunt român. Clipurile video, neregizate, scot în evidență multe dintre obiceiurile, neajunsurile sau gafele oamenilor cunoscuți sau chiar ale societății întregi. Grație acestora, actorul a reușit chiar să-și facă o mulțime de fani pe rețelele de socializare. Au apărut spontan, au apărut mai întâi un filmuleț. A apărut prima emisiune care era Fără Complexe împreună cu Veceslav Zambriș și a prins la public foarte bine și atunci. Și acum a prins la public, după care Slava a zis că nu mai vrea să se filmeze în respectivele filmulețe pentru că nici timp nu aveam și deja ușor entuziasmul s-a pierdut. După care, după o pauză oarecare, fiind în Spania vara trecută, simțeam că vreau să fac ceva, să pun pe internet. Dar n-am avut niciun gând că această emisiune va avea foarte și foarte mulți fani și îi salut și le mulțumesc foarte mult. Am făcut primul filmuleț, Da, sunt român, am zis imnul limbii române și treptat am observat cum publicul apreciază ceea ce fac și dau foarte mulți share-uri, plus foarte multe like-uri și ușor, ușor am intrat în această roată care
se rotește și se rotește permanent, după care am primit foarte și foarte multe mesaje de la mulți oameni pe care nu-i cunosc, oameni care sunt peste hotare, oameni străini, români, care zic: Emilian, tu ai un umor aparte, un umor foarte excentric, dar un umor de calitate. O singură postare poate aduna până la câteva zeci de mii de vizualizări. Evident că este și criticat, însă tânărul are pentru toate câte o explicație. Ultimul filmuleț care l-am postat a adunat timp de o zi și jumătate, a adunat 30 aproape de mii de vizualizări, vreo 600 de distribuiri și 1000 și jumătate de like-uri. Adică e foarte mult, e chiar foarte mult, pentru că eu postez ceva și imediat distribuiri, comentarii. Nu, bineînțeles că nu recunosc, sunt câteva comentarii din astea și mai piperate, unde oamenii nu înțeleg umorul meu și asta chiar mă bucură, pentru că, na, sunt oameni diferiți, oameni care nu înțeleg ce înseamnă o parodie, care nu înțeleg ce înseamnă o satiră, un umor. Emilian Crețu este un actor tânăr care încă nu a fost descoperit până la capăt și nu și-a jucat încă cel mai bun rol. Însă, cu siguranță, face parte din categoria marilor speranțe din domeniul teatrului și televiziunii. Datorită felului său de a fi și spiritului inventiv, jocul și magia pe care le emană nu lasă indiferent pe niciun spectator. E foarte talentat, de fiecare dată la diferite spectacole. Sunt uimită și am impresia că numai gura mea se aude atunci când este Emilian pe scenă. Și aplaud și râd. El este unul din studenții care s-a prins cel mai sigur de stare. E angajat și în teatru, mai face și ceea ce a făcut eu de când îl cunosc eu, stilism sau cum se numesc, coafuri, machiaj, culmea, a ajuns și lector la Academia de Arte și acolo a făcut minunății, în sensul că a făcut o clasă, acum face alta, cu mâna lui, cu banii lui, cum el. Atât cât am încercat eu să învăț, atunci când vă ciocniți de un obstacol, să nu vă fie primul gând justificări și explicații de ce nu. Întâi de toate căutați cum da. Și el este unul care a prins asta spre marea mea mirare. Stilist. Profesor de la Academia de Arte, predă machiajul, și design de interior, sau mai bine zis, organizator de evenimente. Câte poți în cap într-un om? Important este să le facă pe toate bine, din ceea ce văd eu la moment, până ce sunt ok și le face bine. Pentru că știi, uneori omul când vrea să facă multe, atunci ceva nu-i reușește. Dar sper și doresc în tot sufletul să reușească și să-și găsească mișa care crede el că e mai bun.